Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Abilitățile intelectuale ale berbecului vor fi la vârf. În octombrie, tentațiile și sentimentele puternice din trecută te pot te depăși. Contradicțiile nu trebuie să te încurce. Trebuie să acționezi cu înțelepciune și pas cu pas pentru a evita greșelile jenante. În octombrie, ți se va prinde o idee interesantă și îi vei da viață. Vei atrage mai mulți oameni către tine. Fi selectiv la întâlniri. Luna nouă în Scorpion din 25 octombrie este momentul perfect pentru a avea o discuție sinceră despre chestiuni intime. Faza de lună nouă va coincide cu eclipsa de soare, zlăbind semnificativ energia berbecului. În 25 și 26 octombrie, nu trebuie să te supra-solicit și să neglijezi simțul proporției. În plus, riscul de rănire, atacuri agresive și situații periculoase va crește. Ai grijă de tine! Dragoste, reprezentanții singurei semnului ar trebui să se uite mai atentă la ceilalți. Poate că până acum nu ai avut suficient atenție pentru a observa o persoană care era apropiată în interese. După 5 octombrie, va exista ocazie de a întâlni oameni interesanți. Aceste lucruri îți va reînvia sentimentul de independență. Schimbările de dispoziție și irascibilitatea vor fi inadecvate pentru relații tandre. Acest lucru va dura pe parcursul primelor 10 zile. A doua jumătate luni îl va pune pe berbec într-un mod pozitiv. Vei fi jucăușă și gata pentru romanțe trecătoare și flirt. O tranziție bruscă unor astfel de sentimente va deruta cealaltă jumătate. Cei care te-au iubit de multă timp vor fi deosebite de surprinși de comportamentul tău. La mijlocul lunii va exista o bună șansă de a aduna prietenii și familia în jurul unei mese mari. Berbecul de familie trebuie să se ferească de emoționalitatea excesivă. Desigur, aceste lucruri te va ajuta să rănvi sentimente de multuitate și să citești pasiunea în viața ta intimă, aproape fără motiv. Principalul lucru în octombrie este să nu țineți energia cu temperamentul. Încearcă să nu privesc pe nimeni de comunicare și să ți dedici mai multă timp contactului fizic și intelectual. Sănătatea Prima săptămână a lunii octombrie la Berbec va fi asociată cu o stare apatică. Trebuie să te lupți cu asta să nu te conduci într-o depresie profundă. În acest context, sistemul tău imunitar poate slăbi drastic. ridică starea de spirit pentru a te înveseli, mergi la un club de fitness, fă ceva care ți aduce plăcere mai des, de exemplu, ascultă muzică, mergi cu bicicleta, practică notul. În a doua decada a lunii octombrie, afecțiunile minore pot te depăși un nivel critic dar nu te vor obliga să mergi la clinică. Dacă nu trebuie să apelezi la un specialist, atunci cel puțin ia note de rețetele de medicină tradițională. În restul lunii octombrie, nu te vei putea îngrijora de starea ta, te afli sub protecția de încrederea stelelor. În acest moment, ar fi bine să schimbi imaginea și să întinerești corpul. Bolile te vor fi ocolit, este un moment minunat pentru a vizita o stațiune sau un spa. Dacă decizi să-ți schimbi radical tunsoarea, atunci programează după data de 25. Banii Deschiderea către ceilalți îți va aduce beneficii, mai ales în prima decada lunii octombrie. Ingerințele care se vor produce în primele două săptămâni vor duce la o poziție mai favorabilă pentru acei reprezentanței zodiei care se află în funcții de conducere. Din a doua decadă, Influența lui Uranus va invada mediul tău de lucru, acest lucru va duce la creșterea nervozității în echipă. Cei care sunt angajați în vânzări pot observa o deteriorare a volumului. Contradicțiile vor apărea din cauza dorinței de schimbare. Vei lupta pentru dreptate și conservatorism, mai aproape de a treia decada a lunii, înțelepciunea berbecului va deveni evidentă, iar situațiile conflictuale se vor rezolva. Nu ar trebui să zdrobești colegii cu autoritatea ta, este mai bine să aștepți confirmarea reală la nevinovăției tale. Orice investiție în afaceri va fi de asemenea pozitivă. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!